dezbatere importantă. Bună dimineața și bun găsit la BIU. Sunt Sabina Iosub și vă mulțumesc foarte mult că sunteți și astăzi alături de mine. O să discutăm despre un subiect care ne interesează, să vedem exact din ce perspectivă. Cum facem noi să aducem în România o agenție care există acum în Marea Britanie și se ocupă cu medicamentele? Iată întreaga poveste. Brexit înseamnă pentru Marea Britanie și pierderea celor două agenții europene care acum au sediul la Londra, Autoritatea Bancară Europeană și Agenția Europeană pentru Medicamente. Pentru restul țărilor din Uniune, aceasta este oportunitatea de a atrage aceste agenții. Oricare din cele 27 de state își poate prezenta candidatura pentru relocarea agențiilor. Procedural, decizia finală va fi luată prin vot în noiembrie la Consiliul Afacerilor Generale. Ulterior, liderii din Uniune trebuie să dea o aprobare conform ultimei variante a criteriilor pentru relocarea agențiilor. Șanse mai mari ar putea avea țările candidate cu o infrastructură bună, adică o clădire corespunzătoare, o agenție națională a medicamentelor care funcționează foarte bine și un aeroport bun. România dorește să mute la București Agenția Europeană pentru Medicamente. Am vorbit despre Agenția Europeană a Medicamentului, care este o, nu se poate stabili. Noi am ridicat pașii de stabilit, ne depunem oficial candidatura și pe acest fond de lucru intens cu Comisia și cu Parlamentul European, eu spun că avem o șansă. Bun, suntem 5 candidate. Asigurăm infrastructura? Avem tot ce ne trebuie, credeți-ne. Nu asta e problema. Așadar, luptă mare la nivel european. O să vedem exact cum putem noi fi jucători, de fapt, pe această piață. Alături de mine sunt doi europarlamentari români, Norica Nicolai și Ciprian Tănăsescu. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumim și noi. Domnule Tănăsescu, sunteți promotor al acestei idei. La un moment dat, anul trecut, discutam împreună despre acest subiect și părea așa o necunoscută, să spunem, pe de-o parte și pe de altă parte, un subiect la care probabil nu ne-am fi așteptat să fie cu adevărat adus în România. Ce șanse reale avem în această zonă a atragerii Agenției Europene a Medicamentului în România? Șanse reale sunt și chiar foarte mari, însă vreau să atrag atenția încă de la bun început că trebuie să ne implicăm foarte serios în această cursă pentru găzduirea Agenției Europene a Medicamentului, pentru că multe alte state membre ale Uniunii Europene au făcut-o și au făcut-o la un nivel ridicat, astfel încât și ștacheta în momentul de față pentru evaluări este foarte ridicată. Există o discuție în care e implicat și președintele României, Klaus Iohannis, cel care, la un moment dat, doamna Nicolae, a spus: guvernul trebuie să rezolve problema asta. Nu îi văd mișcând foarte multe lucruri. Până la urmă, nu e o zonă în care am putea pune cu toții umărul, pentru că o să înțelegem în câteva clipe și care sunt beneficiile. Cu siguranță problema se pune de acum, dar se va decide după semnarea tratatului de ieșire a Marii Britanie din Uniunea Europeană. Adică 2019. După 2019 sunt două agenții la Londra care trebuie relocate și de principiu tratatul spune că trebuie respectat un anume principiu al reprezentării geografice și al proporționalității. România, alături de Bulgaria, este singura țară din partea estică care nu are o agenție pe teritoriul ei, ceea ce i-ar aduce un plus în punctarea pentru adjudecarea criteriilor necesare. Agenția pentru medicamente este o agenție foarte importantă a Uniunii Europene prin competențele pe care le are, pentru că practic pune de certificatul de punere pe piață a medicamentelor pentru uz uman, dar și pentru uz veterinar. Bugetul agenției este de circa 322 de milioane de euro anual, iar personalul reprezintă 800 de persoane care reprezintă toate statele membre. Nu știu dacă România are vreun
reprezentăm, poate Ciprian știe mai bine lucrul ăsta. Deci avantajele economice și de vizibilitate ar fi extraordinare pe care România le-ar avea. Dar pentru asta, din acest moment, România trebuie să înceapă demersurile. Va trebui depusă o cerere oficială și apoi trebuie să începem să facem lobby, să arătăm că avem capacitatea tehnică necesară, avem spațiile care pot găzdui această agenție, avem o infrastructură specializată pentru o componentă importantă a agenției, este cercetarea științifică. Chiar asta vreau să vă întreb, domnule Tănăsescu, ce face de fapt în acest moment această agenție pentru a înțelege fiecare telespectator, dacă vreți, fiecare cetățean care nu e apropiat de zona medicală neapărat, așa cum dumneavoastră sunteți? Este important pentru că, practic, ea coordonează activitatea atât a companiilor farmaceutice, a celor producătoare de medicamente, cât și a celor care pun în vânzare aceste medicamente pe teritoriul diferitelor state membre al Uniunii Europene, reglementează activitatea acestora, reglementează inclusiv comerțul online cu produse farmaceutice, de uz uman sau veterinar. Eu sunt, printre altele, și deputatul european care s-a ocupat de acest raport de reglementare a activității Agenției Europene a Medicamentului și de înființarea ei și de reglementare a medicamentelor veterinare, deci a produselor pentru piața veterinară pe teritoriul Uniunii Europene. Au fost multe provocări în acel raport, dar eu zic că am reușit să le trecem cu bine, astfel încât să creăm un cadru cât mai echitabil. Ce a fost important în acest raport a fost faptul că el a pus bazele stabilirii pieței comune europene pentru tot ce înseamnă produse de uz farmaceutic, medicamente umane sau veterinare. Dacă până la acest raport prețurile practicate puteau fi diferite pe teritoriul statelor membre, bine, din momentul în care acest raport va intra în vigoare, reglementările acestui raport vor intra în vigoare în Uniunea Europeană, ne putem aștepta la o piață comună, deci ne putem aștepta și la o reglementare a prețurilor. Nu vor mai fi aceste discrepanțe mari, să spunem, între România și alte state în ceea ce privește prețul medicamentelor. Nu va mai fi nici, să spunem, nu va mai apărea nici momentul în care anumite companii farmaceutice sau importatori să spună nu mă interesează foarte mult să lucrez cu România pentru că de acolo câștig foarte puțin din vânzarea medicamentelor. E bine, din momentul ăla vor trebui, existând o piață comună, vor trebui să aducă produsele lor și în România. Și atunci sper că toate lucrurile astea vor aduce ceva bun și pentru români. De aceea mă și zbat atât de mult să aducem și Agenția Europeană a Medicamentului în țară, pentru că vă dați seama, ar însemna și pentru România, dar de ce nu pentru toată Europa. Regiunea de Est în mod special. Ar însemna un lucru fantastic. Hai să punem mână de la mână, cum se spune, și să vedem exact de ce avem nevoie până la urmă pentru a aduce în România această agenție. Care sunt primele condiții? Un spațiu care să găzduiască, un spațiu generos care să găzduiască toți acești angajați și toate laboratoarele. Pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să le creăm o infrastructură corectă celor din această agenție, doamna Nicolai. Ce alte lucruri de bază, să spunem, ar mai fi necesare astfel încât agenția să poată funcționa? Sigur, capacitatea de relocare, pentru că foarte mulți dintre angajații agenției se vor duce la locul în care agenția va funcționa pentru viitor. Dar Bucureștiul are această capacitate de relocare, după părerea mea, și spațiu tehnic. Clar ar fi la București, da? Clar ar fi la București, pentru că ai și un mediu universitar. Da, ai și un mediu, Ilfov poate fi o soluție, da. Dar ai infrastructura medicală necesară, ai institute de cercetare, ai Universitatea Carol Davila, ai marile spitale care fac performanță în diverse domenii, deci mari utilizatori de medicamente. Toate astea cred că se pot rezolva până în 2019. Eu zic că România are și o capacitate de cercetare științifică și la această agenție și-ar putea găsi locul și cercetători români.
care până acum nu au fost utilizați, s-au utilizat într-un mod insuficient. Deci toată această infrastructură poate fi pusă în operă până în 2019. 800 de oameni ziceați că sunt 800 în acest moment. 800 în momentul de față, înțeleg probabil nu va mai crește. Eu înțelesesem că la un moment dat se poate ajunge până la 1000-1100 sau poate e necesar infrastructura pentru atâția. E foarte posibil, dar în condițiile de austeritate ale Uniunii Europene, eu nu văd o creștere foarte mare. Sigur, anumite servicii se pot externaliza, deci foarte mulți oameni pe orizontală pot lucra la această agenție. Dar așa cum spunea și Ciprian, care a fost cel care a lansat acest proiect în dezbaterea publică, cred că este și o chestiune de prestigiu pentru România, este și o chestiune de necesitate și de vizibilitate în tot spațiul și am putea dovedi că avem capacitatea instituțională să găzduim instituții, agenții, companii ale Uniunii Europene pe teritoriul nostru, ceea ce este o chestiune de normalitate. Problema noastră însă este ca guvernul să ia această decizie și să înceapă procedurile. În mod clar, concret și competent. La ultimul Consiliu European s-a stabilit, de fapt, să spunem, cadrul general necesar pentru relocarea acestei agenții. Felul, să zicem, principiile, de fapt, după care se va face această relocare. Practic, în acest moment, la masă, vine toată lumea. Vin toate cele 27 de state, exact. Nu vin doar cele care nu au agenții și subliniez asta pentru că la un moment dat, domnule Tănăsescu, a fost luată în discuție această idee. Da, tocmai se împartă numai către cei care nu au. Chiar eu am propus ca acesta să fie unul dintre criteriile de evaluare. Am ținut foarte mult la acest lucru, este un lucru pe care l-am susținut și în plen. Câte țări nu au din cele 27 nicio agenție, de fapt? În Est e clar, România, Bulgaria? Sunt destule, însă eu completasem acest criteriu cu încă unul pe care mi-aș fi dorit să fie legat de acesta, și anume ca să fie preferate statele membre care au intrat în Uniunea Europeană în ultimele valuri de aderări. Pentru că acestea nu au avut posibilitatea să participe la cursa pentru găzduirea agențiilor și a instituțiilor europene pe teritoriul lor mai înainte în timp. În momentul acela, doar un grup restrâns de state, cele care au fost inițial în primele valuri de aderare, au putut face acest lucru, au putut găzdui instituții, agenții. Și atunci mi s-ar fi părut normal să le acorde și celor mai nou venite șansa să găzduiască agenții sau instituții europene. Am sperat foarte mult ca acest criteriu sau aceste două criterii cuplate să facă parte dintre lista de criterii de evaluare. De ce nu au fost ele acceptate? Pentru că îi scoteau de la masă pe cei mari, haideți să o spunem pe cea dreaptă. Deranjau foarte tare. Existau state mari, state puternice care au pe teritoriul lor agenții sau instituții europene și care își doreau în continuare să găzduiască și această agenție europeană a medicamentului. Gândiți-vă că din acest punct de vedere este o agenție prin care curge un flux de bani continuu și un flux de bani, zic eu, serios, nu mărunțiși. Cei care găzduiesc această agenție, desigur că vor avea și șansa să își vadă orașul respectiv înflorind. Gândiți-vă numai la industria hotelieră, restaurante, magazine. Să luăm un exemplu simplu la îndemână, Strasbourg, cel în care ne aflăm. Și apropo de Strasbourg, există o inițiativă interesantă. Doi colegi de-ai mei, Barthes și Peter Lise, chiar azi dimineață am primit pe German, dacă nu mail, mă o înștiințare prin care ne rugau pe noi colegii deputați europeni să le susținem această inițiativă de a lansa ideea găzduirii Agenției Europene a Medicamentului la Strasbourg. Aceasta cuplându-se cu ideea sediului unic al Parlamentului European, idee care se discută de niște ani de zile și care probabil că nu va ajunge la niciun rezultat la un moment dat.
Sediu european unde? La Strasburg. Nu, de tot la Strasburg, aici e interesant. La Strasburg. Mai există o inițiativă care vrea sediu european la Bruxelles și, și motivează nevoia de a reloca Agenția Medicamentului la Strasburg pe această chestiune. Da. Cum să facem să câștige în continuare Franța, Belgia, Germania și alte state adică importante? Nucleul dur al inițial al Uniunii Europene. După părerea mea, cu siguranță argumentul cu mutarea sediului Parlamentului European în totalitate la Bruxelles va pica pentru că el necesită o modificare de tratat. Eu sunt absolut convinsă că Franța nu va renunța la acest sediu, care este sediu principal al Parlamentului European, nu, poate nici, de la nici Strasburg. Normal. Nu cred că este normal. Are un simbol Strasburgul pentru Uniunea Europeană și cred că aceste argumente nu fac decât să încerce să provoace o decizie din partea Franței sau poate al altora. Deocamdată aici avem o inițiativă, nu știm dacă și alții vor această agenție. Dar România, așa cum spuneam, are argumente. Nu mai să vrea România. Pentru că, din păcate... Mi se pare că nu vrea la modul cât se poate de cinstit. Eu aș... Cred că e bine să fim corecți cu noi înșine până la urmă. Eu zic că eu n-am văzut această dezbatere în spațiu public. În momentul de față, promovată de guvern. Președintele a spus că ar fi o inițiativă benefică pentru România și noi credem că este. Și a pasat mincea în curtea guvernului de nenumărate ori. El este cel care trebuie să ia deciziile. Adică e nevoie ca guvernul României să spună ne dorim această agenție și să înceapă să se bată pentru ea. Pentru că da, în actualul context, după părerea mea, avem o șansă. Am avut o întâlnire recent cu vicepreședintele Comisiei, cu domnul Timmermans, în care am discutat, sigur, despre fonduri europene, dar am remarcat o idee care mi s-a părut foarte interesantă. Da, aveți dreptate, nu vom introduce condiționalități de tip stat de drept și altele în accesul la fonduri europene, pentru că am constatat că în Europa de Est este deja o imensă frustrare. Deci se tem de faptul că cetățenii europeni care aparțin Europei de Est, văzând că toate beneficiile se duc spre centrul Europei și spre vestul Europei, se tem de o reacție adversă, de o reacție împotriva Uniunii Europene. De tip Brexit. De tip Brexit. Și în aceste condiții noi trebuie să valorificăm această realitate și să începem să ne batem într-o strategie în care noi, deputații europeni, ne putem implica. Noi o facem deja, dar nu o facem într-o formulă coerentă, organizată, statală. Ar trebui să avem alături guvernul care să depună cererile și să începem să facem strategia pentru a finaliza acest proiect care e unul benefic pentru România. Cu tot România. Dragul și cu tot respectul, singurul moment în care am văzut că s-a vorbit despre această agenție a fost aici, la Strasburg sau acolo, la Bruxelles, inclusiv de către români, în momentul în care s-a participat la Consiliul European sau în momentul în care dumneavoastră, domnule Tănăsescu, ați venit cu povestea aceasta pe masă. În rest, n-am văzut mare acțiune. Da, este foarte adevărat. În țară, încă nu s-au aflat niște lucruri. Poate că guvernul a considerat că nu este încă momentul să le spună public până când nu vor fi pregătiți și vor ști exact ceea ce trebuie spus. Este normal. Trebuie să avem o dezbatere publică pe această chestiune, dar nu s-a făcut încă. Ceea ce însă pot să vă spun cu siguranță este că eu am avut întâlniri și cu ex-prim-ministru Grindeanu în martie anul acesta. Domnia sa a înțeles atunci importanța acestei agenții și ce ar însemna ea pentru România. Mi-a promis tot sprijinul, începuseră să se miște lucrurile. Tot pe vremea guvernului Grindeanu s-a creat un task force instituțional care avea ca misiune exact această cursă pentru Agenția Europeană a Medicamentului. Știu că au început deja să se facă demersurile pentru depunerea cererii. Nu mai știu dacă au apucat sau nu au apucat să depună cererea. Tind să cred că da. Cert este că, între timp, iată, guvernul Grindeanu a căzut. Avem un nou guvern acum. Care trebuie să ia de la capăt sau poate să care continuă? Nu, continuă ceea ce a început guvernul Grindeanu și de la care un nou guvern de la care eu personal am semnale foarte bune. Iertați-mă, de semnale cu toții cred că suntem sătui. Da,
Haideți să vedem mai mult decât semnale ce se poate semnat. Face. Probabil ce că se am să pot să vă dau concret. Un update la o ediție viitoare a emisiunii și atunci vă voi putea spune și concret ceea ce s-a făcut. Mișcă o astfel de agenție motoarele economiei? Știu că poate suna așa clișeistic. Da, parțial, da, nu, să nu ne imaginăm că mișcă România dacă o avem la București. Bun, poate atrage noi investiții în zonă, poate da o senzație de siguranță pentru țară. Cu siguranță, pe cercetare cel puțin poate atrage noi investiții și așa cum a atras Măgurele, așa poate atrage și această agenție investiții în domeniul medicamentelor de uz uman și veterinar. Deci e benefică, în orice caz, poziționarea unei agenții europene de importanță asta. Industria este foarte mare și foarte puternică, industria medicamentelor. Și ca atare, România ar avea numai de câștigat. Nu există niciun cost ascuns, cum s-ar spune? S-ar putea ca anumitele spectatori să spună, bun, dar ce ne costă? Ce ne costă până la urmă? Nu ne costă nimic. Ne costă ceea ce ar costa, și pe francez, și pe nemț, și pe oricare altul. Deci aici nu e vorba de costuri ascunse, până la urmă este vorba de beneficii. De ce toată lumea se bate pentru găzduirea acestei agenții? Tocmai pentru că știu cât bine ar aduce pentru țara sau pentru orașul respectiv în care și-ar dori să o găzduiască. Există și avantaje pe care noi românii le avem și România le are în această cursă și eu cred că este foarte important de punctat măcar câteva care ne scot de undeva din plutonul de mijloc și ne-ar putea la un moment dat, dacă aceste avantaje sunt și aceste calități sunt bine puse în valoare, ne-ar putea aduce undeva pe lista scurtă. În primul rând este vorba, pentru că vorbeați mai devreme de infrastructură, este vorba de infrastructura ITNC pe care o are România și care este recunoscută la nivel european ca fiind extraordinară. Să nu uităm că România este țara care are cea mai mare viteză la internet din Europa. Da. Cu lărgimea de bandă, cu tot ce trebuie. De asemenea, la nivelul comunicațiilor stăm foarte, foarte bine. Și atunci, o asemenea agenție, gândiți-vă, care are nevoie de niște servere foarte mari, foarte puternice și conectate în timp real pentru a primi și a transmite informații către tot felul de locuri din Europa și din lume, are nevoie de o infrastructură ITNC puternică și bine deservită de niște profesioniști foarte buni. De asemenea, ce caută, în general, oamenii în momentul când doresc să se așeze undeva, da? Că este vorba de o colibă, că este vorba de o dita mai agenție, cu toții căutăm până la urmă același lucru. Liniște, stabilitate, securitate. România oferă acest climat. România nu are atacuri teroriste. Terorismul în România este practic inexistent. România are un climat din acest punct de vedere sigur. Poate oferi acest lucru. Și acum, acest lucru poate este oferi foarte acum. Interesant nu pentru cei care își doresc relocarea agenției. Și cred că doamna Nicolae este de acord cu mine. Nu știu peste 2-3 ani ce se întâmplă. Cu terorismul nu se știe nici mâine. Dar, sigur, această securitate individuală este foarte importantă. Și v-am spus și capacitatea noastră tehnică e importantă. Da. Dar trebuie toate argumentele astea să fie folosite și puse în valoare, sigur. Puse într-un pachet de negociere și într-un pachet foarte serios de lobby cu celelalte membre, state membre ale Uniunii Europene, că trebuie să ne susțină cineva. Pentru a zâmbi așa în final și suntem și printre cei mai ospitalieri noi români, așa că îi așteptăm cu brațele deschise. Da, unor cam prea ospitalier, asta exact. E altă problemă, dar cu siguranță trebuie să ne bată. Sper că ceea ce am făcut noi doi astăzi e o aducere aminte pentru actualul guvern. Poate să uite cineva la televizor și să uite ce a făcut sau dacă a făcut ceva guvernul Grindeanu și continuă. Mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de mine. Promit să discutăm în următorii 2 ani și mai apăsat despre acest subiect, pentru că, așa cum am spus de la început, cred că este genul de lucru, genul de subiect pentru care nu e loc de ură în politică, nu este loc de, să spunem, concurs, competiție,
deci e momentul ca toată lumea să ușunească forțele și să obținem ceva pentru țara noastră. Vouă celor de acasă, mulțumesc că ați fost și astăzi pe Antena 3. Nu uitați că ne vedem și sâmbăta viitoare la BU. Cu bine!